nimic fără Dumnezeu, o călătorie împreună. Cine sunt? De ce sunt? Cine e Dumnezeu? Ce treabă am eu cu Dumnezeu? Ce treabă are El cu mine? Biblia, Sfânta Scriptură. Prieteni, în acest nou episod vom vorbi despre unul din primele locuri de început de parcurs în căutarea noastră de Dumnezeu. Locul acesta de început este locul Scripturii. Ce e Scriptura sau Biblia? Sfânta Scriptură. Conceptul de Sfântă Scriptură sau de scriere cu un anume caracter sfânt apare în tradiția iudaică, dar Scriptura este locul în care Dumnezeu încearcă în nenumărate cărți, în nenumărate fascicule, să-l convingă pe om despre oferta lui de viață, despre dragostea pe care el o are față de om, despre motivele pentru care îl zidește pe om și îl invită la viața veșnică, într-un sumar, așa, cu riscul de a super simplifica lucrurile. Scriptura reprezintă scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către om, în care îi arată că îl iubește pe om într-un fel de nu se mai poate. Sigur, ea este împărțită în Vechiul Testament, în Noul Testament. Vechiul Testament reprezintă o călăuză sau scrierile până la venirea Mântuitorului Hristos, o colecție de cărți care cuprind cărți istorice, cu caracter istoric, profeți, profețiile, cărți cu caracter moral, legea și prorocii, așa e numit Vechiul Testament. Noul Testament este împlinirea Vechiului Testament, descoperirea voii lui Dumnezeu din Vechiul Testament împlinită de ceea ce face Mântuitorul Hristos în lucrarea sa publică. În Evanghelia Luca, spre exemplu, într-unul din capitole, Mântuitorul Hristos merge în sinagoga localității lui, merge în Nazaret. Ia un text din Isaia și citește un text în care se spune că astăzi ziua Domnului, anul făgăduinței Domnului, anul lui Dumnezeu, se petrece, se întâmplă în fața ochilor celor prezenți. Făgăduința aceea că orbii vor vedea, că șchiopii vor merge, că cei oropsiți vor fi, cei oprimați vor fi eliberați, e o profeție despre timpul mesianic. Timpul mesianic este timpul lui Hristos, timpul împăcării omului cu Dumnezeu. Revenim la Scriptură. De ce avem nevoie de Scriptură sau să înțelegem Scriptura? Sigur, nu ar trebui să ne sperie cât de voluminoasă este Scriptura. Însă, Scriptura este locul în care începem să ne dumirim despre dragostea pe care o are Dumnezeu către noi. Începută a se descoperi din Vechiul Testament, lege, profeți și descoperită de plin, împlinită de plin în Noul Testament. Prieteni, atât pentru astăzi, în legătură cu Scriptura. Despre Scriptură vom vorbi Noul Testament și Vechiul Testament și Noul Testament vom vorbi mai mult, pentru că nu este un subiect pe care să-l abordez cu dreptate în 2-3 minute. Pe curând!